Ne-am gândit, adică m-am gândit la episodul ăsta, să spun niște povești, ceva, nu știu, ceva ciudat ce mi s-a întâmplat. O chestie. Și știi de ce zic asta? Pentru că am vorbit noi data trecută când am mers cu mașina. Acum ne întoarcem de la Păuleștii noi, ca o paranteză, a fost ok. Da. Am vorbit noi data trecută când am fost cu mașina despre poveștile mele, că eu, Sergiu, aș avea ceva povești, doar că nu știu să le zic. Adică aș avea chestii care mi s-au întâmplat. Nici măcar, din nou, am și dezbătut faptul că tu consider că nu știi să le zici. Dar nu cred că e mare lucru de modificat la felul în care mi le-ai zis mie, ca să poată fi zise și acceptate și plăcute de oameni. E exact ce ziceam mai devreme, faptul că nu trebuie să fie mereu cu punch sau cu switch sau cu să fie aibă mereu super. Dacă povestea e simpatică de-a lungul ei. Și apropo, în paranteză, fie zis, la Păulești noi aici unde am fost la club, când am zis gluma mea cu Bellagio, așa, m-am chinuit foarte, foarte mult cum să explic cum era clubul fără să zic ca ăsta. Am tot ocolit cuvinte ajutătoare pe lângă. Era un club care avea niște lucruri, care cu niște oameni. Da, tu de obicei când spuneai gluma cu Bellagio, în care spuneai că Bellagio e de căcat, da, așa, povesteai că avea o scenă din aia lungă, așa, un catwalk și erau genul ăla de oameni. Și aici era fix la fel. Fix la fel, da. Bine, nu erau, nu, oamenii să știi că nu erau chiar așa. Da. Erau semi, adică la Bellagio chiar. Și a fost culmea, cred că la povestea mea cu Bellagio, în seara aia când am fost, dacă ții tu minte, n-au fost fix publicul de Bellagio, au fost chelneri adunați, dacă ții tu minte. Îi adunaseră un ospătar de la mai multe cluburi de-astea, gen Fratelli și alte, nu știu dacă era Fratelli pe atunci. De-astea și duși acolo, care erau, cum să zic, sclavii ălora și tindeau să fie ca ei. Nu știu cum, o chestie de asta, a fost o dubioșă înătate. Da, nu, aici publicul a fost ok și, sincer, și clubul arăta mai bine. Bă, da, da. Adică era mai nou, el, mai... Da. Și mai... mulți bani, adică se vedea că era, și chiar și, nu știu dacă ai văzut, coasterele erau ștanțate cu numele. Da, și parcă mai cu gust. Da, da, așa, da, arăta interesant. Așa. Ziceam de povești, ce ziceam? Ziceai tu că... Da, că ai povești pe care ai putea să le zici și de mult îți tot zic de ele. Asta e problema mea, că dacă încerc să spun povești, mi se pare că le termin repede. Mi se pare că e la fel ca la sex. Bă! E în, știi care e, la poveștile tale problema, dacă, adică să le spui pe scenă. Problema e că sunt fix în spectru opus al umorului față de, sau mă rog, al mecanismelor. De unde sunt glumele tale? În general. Da, one-linerele tale sunt cât de departe se poate. Și de... s-ar putea lumea să se aștepte la genul ăla, exact, de chestii, exact, dacă bag între toate chestiile alea. Da. Adică... Dar mi se pare că vorbim chestii foarte tehnice. Da. Pentru cine, da, ar putea, da, să asculte. Zi o poveste. Sunt foarte tehnice, da, așa, plictisitoare, da, pentru civili. ce să zic? Aia de... povestea cu, cu șapca. Cu șapca, da. Eram mai mic, stăteam undeva în Baicului. Nu cine știe Bucureștiul, Baicului e un Ferentide mai între Colentina și Pantelimon. Ai explicat pentru cine nu știe Bucureștiul? Da. Cu alte referințe din București. E, vezi cum ar fi povestea mea? Așa. Așa. Și nu știu unde mă duceam, stăteam în stație la autobuz și... A venit autobuzul, 143. Și am dat eu să mă urc. Aveam o șapcă. Aveam o șapcă din aia rotundă de pescar. Barcă. Da. Așa. Am dat eu să mă urc în autobuz și fix când m-am urcat pe scară, a venit un băiat. Din câte mi-aduc aminte, era țigan. Dar nu sunt sigur. Așa. Așa. De etnie incertă. De etnie incertă. Așa. Și fix când să urc, eram practic pe scară, a venit din spate și mi-a furat șapca. Moment în care m-am simțit un pic de căcat așa, că m-a văzut toată lumea din autobuz, că ăla mi-a luat șapca, ce puteam să fac, știi? Da, adică trebuia să reacționez cumva, nu puteam să, a luat șapca, cum aș fi făcut, da, de altfel, dacă era autobuzul gol, n-aș fi reacționat, o șapcă, asta e, mai... Muncesc, ai mei două luni, mi-au alta. Da. Doar păscărița era asta, da, că mă întorc fără șapcă. Și, na, trebuie să reacționez. Și ce puteam să fac? Că ăla fugea. Așa că am fugit și eu după el. Și să, nu puteam doar să fug așa, părea. Trebuia să par dur un pic. Da. Așa că am început să-l înjur.
Adică, bă, oprește-te, că fătu-ți morții mătii, dacă te prind, ce-ți fac? Îți rup capul, cam ești... Da, de așa, de impresie. Partea amuzantă este că mie, în același timp, mi-era foarte frică de el. Adică nu-mi doream să-l prind. Și mai ales după lucrurile pe care le spuneam și pe măsură ce înaintam și alergam și îmi juram mai mult, mi-era frică că o să se oprească. Așa că fugeam după... Și eu fug relativ repede. Că na, neștiind să mă bat de când eram mic, exact, cunosc. Am învățat să fug. Exact. Și fugeam repede. Și mi-era că îl prind din urmă. Și fugeam după el și încercam să nu fug destul de tare încât să-l ajung din urmă. Și na, la un moment dat am ajuns prin niște locuri mai dubioase, unde nu prea mai era lume și am renunțat. Dar era amuzant cum eu încercam să fug după el, dar să nu-l prind. Da. Asta, asta fi partea amuzantă, dacă știi cumva să o fac amuzantă. Asta mi s-a... Foarte funny cu ăsta, chiar de când te văd, alergând calculat. Calculat, da, 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 da. Mai am așa o poveste cu prietena mea din liceu, care... Mă rog, nu știu dacă e relevant pentru povestea asta, dar ea făcea video chat. Nu știu dacă mai face sau așa, făcea. Nu când eram noi în liceu, cred. Și am ajuns la ea acasă, într-o dimineață, fusesem cine știe pe unde. Știi povestea tu? O paranteză? Știu de ea, dar nu știu dacă știu povestea. Știu că mi-ai mai povestit de ea. Și am ajuns la ea... Întreg. Cu ce? Cu anul întreg, aia cu un an sau cât? Nu. E aceeași prietenă, dar... Da, nu e povestea așa? Nu e povestea. Am ajuns la ea acasă și ne-am dus în bucătărie. As you do. As you do. Evident, mama ei era acasă. Așa. Dar nu era în bucătărie. Dimineața, scaun. Da, m-am așezat pe scaun, care scaun era între fereastră și masă. Masa vine un pic în lateral, eu stăteam pe scaunul ăla. Și ne-am apucat noi, s-a apucat ea să-mi facă și un anume, un sex oral. Da, de exemplu. Așa. Și... Cum știa ea mai bine? Cum știa fiecare. Na, cum a învățat la școală. Sau acasă. Sau pe net. Sau pe net. Sau na, a luat cursuri. Și cum făcea ea ce făcea acolo. Așa. Mai bine sau mai rău? Ok, nu, din câte mi-am aminte era ok. N-ai ce pretenții să ai în liceu, da, să mai și zic CTC-ul. Dar nu, era ok că din cauza poveștii celelalte, dar nu mai așa, putează. Așa, bine, ideea este că făcea treaba asta și la un moment dat s-a auzit ușa. Avea două uși, de la sufragerie care ieșea în hol și pe urmă următoarea ușă de la bucătărie. S-a auzit aia de la sufragerie, opa, maică-sa. Tot ce am apucat eu să fac în momentul ăla a fost să mă întorc din cum stăteam cu spatele la perete și cu masa în lateral, să mă întorc cu fața la masă și să mi-o ascund sub mușama. Ea fiind drept, red soldat, te privea. Mă privea în așa. Ochi. Eu în ochi, ea în ochi. Un ochi la ea, un ochi, două ochi la mine. Și a intrat maică-sa, prietena mea subit, s-a apucat să gătească, că de-aia eram în bucătărie. Normal. Și s-a așezat maică-sa la masă, eu cu ea pe afară. Și na, țeapănă. Norocul meu, na, discuții, ce faceți, bună dimineața, hei Sergiu, drag, ce faci, uite bine și eu pe aici. Ne pregăteam să luăm micul dejun, prietena, fiica noastră se apucase deja să-l ia, dar ne-ați întrerupt. Norocul meu a fost că maică-sa m-a ajutat să nu mai am erecție. Deci era o femeie, era normală, mai în vârstă și n-am o pasiune pentru chestia asta și na. Deci practic stăteam cu mama, prietenii mele, cu pola pe afară, pus în masă. Și na, cu o mână pe dedesubt încercam să bag la loc și da, să da. Închei și fără să se audă. Și am reușit și am scăpat cu viață. Eu am una așa la un moment dat. Eram mai la început, era
tot așa, cu, la părinți acasă, la, știi? Adică nu, erau cu părinții, nu aveai vreo șansă să nu, trebuia să... Și aveam, învățam după amiază. Și... Am fost dimineață, la o fată. Și... Am început noi să... Ne, să fim intimi unul cu altul, n-am ajuns foarte departe, am început să ne dezbrăcăm. Și după ce ne-am dezbrăcat destul de mult, nu de tot, dar destul de mult, s-a auzit ușa de la intrare, cheia în ușa de la intrare, care este sunetul cel mai groaznic din lume. S-a auzit cheia în, da, în uși. Nu, e, nu sunt sunete mai groaznice de atâta. Și care ei, evident, trebuia să fie la servici. N-avea cine altceva, cine altcineva să fie. S-a auzit ușa și noi eram, pentru că ea avea patul foarte mic al ei, eram evident la părinți în cameră. Pe patul părinților, în dormitorul părinților. Că și asta a fost și mai rău, că na, dacă ar fi fost la ea în pat, mai era cum era. Dar pentru mine asta era cea mai mare insultă, nu că îi... cum să zic, că îi murdăreai. Murdăream fata. Așa. Ci lenjeria. Înțelegi? Asta, că pentru mine asta ar fi, să vin acasă să am copil, asta m-ar deranja mai tare, să știu că a dormit ăla în patul meu. Și nu că a dormit, ci că a fost așa pus curul lui pe patul meu. Așa. Și... Cică, citam eu un bravo. Ca să ajute femeia să aibă orgam și că ajută foarte bine să pui o pernă sub fundul ei. Da. Aia mai lipsa. Aia mai lipsa, da. Adică că eram deja îmbrăcat cu hainele lui maică-sa și era dubios, era... Așa, și... Că ți era un pic cam strâmte, asta era dubios. Asta era dubios, da, adică arătam, mi-așa un pic șuncile. Și era... și ochii, eram cu ochii bulbucați, că mă strângeam. Și... Ne-am panicat amândoi. Urât de tot, îți dai seama, e panică mare. Și ea s-a panicat mai irațional decât mine. Eu m-am panicat, dar am început să mă îmbrac. Ea și-a luat hainele ce erau pe pat acolo pe lângă ea, a pus mâna pe ele și s-a lipit de perete, de peretele cu ușa de la intrare, pe partea pe care se deschidea ușa, pe spatele ușii, cum ar veni. Gen să se ascundă după ușa. Să se ascundă după ușa, ușa așa, fiind închisă la dormitor. Eu n-am apucat decât să încep să-mi trag pantalonii pe mine, pe pat fiind, m-am ridicat în fund pe pat. Moment în care s-a deschis ușa de la dormitor și eram, a intrat maică-sa în cameră, parțial, n-a intrat, a deschis-o, a băgat capul așa și m-a văzut doar pe mine gol, pe patul ei. Cu pantaloni în vine. Înțelegi? Asta a fost tot ce a văzut ea. N-a avut nicio informație despre unde e fica ei, care n-a zis nici pâs. Doamne! Și eu i-am zis să rumână. Că ce zici? Ce zici în momentul ăla? Să rămână, na. Că sunt politicos de fel. Ce să... Să rămână? Scuzați deranjul. Da. Orice ar ceva ar fi fost mai rău, nu? Ce era? Hei, na, era mult mai rău. Și... ea mi-a zis ceva până, nu știu ce, s-a dat din cap și a închis ușa și s-a dus, s-a închis în bucătărie, s-a dus în bucătărie. M-am îmbrăcat repede, i-am aruncat priviri săgetătoare și pline de ură domnișoarei și am îmbrăcat și am plecat repede. După aia nu știu ce, cum a rezolvat ea, nu mai țin minte, evident că a fost foarte dubios și îți dai seama, da, da, n-ai cum. Și... Dar a fost momentul ăla, da, în care... Da, se putea și mai dubios. Da, evident. S-a putea să rămână. Da, mai că s-a momentul ăla să zică, opa! Hey. Să-și dea și ea ceva jos. Da. Știi? Fresh meat. S-ar putea să fie ieșit în momentul ăla după ușă. Tipa. Da. Depinde ce făcea. Join you. Da. Nu știu, bă, cred că am văzut prea multe filme. Prea multe filme. Normale, nu filme. Normale, da. Și nu s-a făcut poftă de alte lucruri. În fine. Dar asta a fost, mi-aduc aminte efectiv, mi-a rămas imaginea feței mamei, da, și mi-închipui, văd, adică eu scena nu văd din perspectiva mea, o văd din perspectiva ei. Vii acasă, în mijlocul zilei, deschizi ușa la dormitorul tău și vezi pe prietenul fiicei tale, gol pe pat și pe nimeni altcineva în toată casa, nu e nimeni. Și asta a fost foarte amuzant. Da, este...
Acum mă gândesc aici dacă să punem o pauză și să împărțim pentru un următor episod. Vedem. Da, cred că e suficient. Am avut vreo trei povesti care eu aș zice că e un episod aici. Păi ăsta a fost un episod. Mai urmează. Mai urmează, nu mai auziți.